Salutare dragii minioni, eu sunt Mioplay și mi-am resit cu un episod de Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Astăzi pe altă hartă mai specială, am mai cumpărat o hartă, în DLC mai exact. Jucăm singur, Tudor vorbea mai devreme, dar nu știu ce a pățit. Și este o armă acolo și vreau să o iau. Aparent e o armă destul de bună, dar trebuie să te miști repede, din câte știu. Și cineva zice ceva pe fundal, nu prea dau eu atenție deoarece sunt pe solo. Doar mori odată. Și cred că arma e 2000 din câte știu, din câte am citit undeva. Asta un subiect propriu zis nu am, dar o să facem noi rost, nu-i problemă de subiecte, Doamne ferește, nu-i... Subiectele sunt specialitatea noastră, nu-i așa? Nu-i așa. Și tipul ăla de pe fundal deja e enervant. Și știți, m-am gândit în zombies cum porcările astea mai merg încă. De unde? Și sunt aruncate acolo. Cum și de ce? Aici erau tot zombie. Trebuie să facem 2000 de puncte, deci mai avem puțin. Hai, încă puțin. Nu, am dat un zombie-ul greșit. Trebuia să fie. Nu, am dat un zombie-ul greșit. Mai am nevoie de 440. Și după trebuie să urcăm pe asta, sărim acolo și e un wall by acolo. Și arma destul de bună. Harta se numește Buried. Mai avem puțin și ajungem la 1100 de abonați. Mâine facem live, deci nu uitați. Și aș aprecia dacă v-ați uitat și la episoadele de Call of Duty. Poate mulți nu vă uitați, deoarece există Rust, noi suntem bazați pe Rust. Dar trebuie să mai facem și un joc separat în afară de Rust pe une. Că după devenim obsedați de Rust și nu e chiar ok. Ok, nu s-a dus. Încă unul. Și asta trebuie să se mai ducă și gata, am luat suficient bani pentru armă. Dar trebuie să avem grijă. Nu, n-am sărit bine. Degeaba am mai sărit. Degeaba am strâns eu câți bani am strâns, trebuie să iau Quick Revive. Ce Quick Revive? Păi atunci dacă eu o să mor, mă poate ridica. Și acum desenez o armă pe care pot să o cumpăr pe perete și primesc 1000 de puncte. Wow, destul de tare, nu? Harta este destul de... Ok. Ok. Un insta-kill. Perfect. Facem la puncte căcălău. Și aici este un tip pe nume Leroy. Dacă jucați Hearthstone, îl știți pe Leroy Jenkins. Chiar dacă jucați sau nu jucați, e un Leroy în istoria World of Warcraft. Așa? Da. Unde să iau și Overwatch? Să fac o serie de Overwatch când, dacă îl iau. Ok, Leroy s-a dat cu capul de asta. Așa, hai să omorâm. Încă un zombie, hai să luăm ceva la cutie. Ce luăm la cutie? Ok, nu-i cea mai genială armă, dar ok. Mai bine decât nimic, pe bune. Și să vă explic ce-i cu Leroy. Deci Leroy este un tip, cred că are autism. Cred că e autist, din câte știu. Și tipul, el se plimbă pe hartă. Și el deschide zonele în care sunt gen baricadate cu tot felul de rahaturi. Și dacă tragem în el, se duce imediat în cușca lui, din păcate. Haide, Leroy. Nu. Hai și la PK Punch, cum se numește asta? Nu, în față. Vino față, așa. Mai încolo. Nu o să nimeresc niciodată. Ăla e ultimul zombie? Cred că e ultimul zombie. Nu e ultimul zombie. Dacă dai cu cuțitul, aparent se mișcă mai repede, aleargă. Poți da un pic? Uite, ți-am dat băuturi, hai. Ce era să mă dea zombiul ăla pe jos? Sper că am nimerit bine. Nu, am ratat. Fuck off. Am ratat atât de jalnic. Cât de jalnic am ratat, ați văzut? Ah, trebuie să mai găsesc un zombie. Mai e un zombie pe aici, trebuie să fie un zombie. Că nu s-a terminat în sfârșit, uite, zombiul. Tu erai ăla care erai sus și când ai venit. Și acum se va respawna băutura, din câte știu. Și n-am avut curent mai toată dimineața. Și trebuie să mai fac și un duș și într-o oră trebuie să plec la școală. Mai puțin de oră, de fapt. Cam în jumătate de oră, 40 de minute cel târziu, trebuie să plec la școală. Haide, hai Leroy, hai. Hai că-ți dau băutura. Hai. Dacă îi dai cu cuțitul, nu pățește nimic, din fericire. Îl pun aici. Hai mai repede, Leroy. Dacă îl împuși, n-ai voie.
N-ai voie să-l împuci deoarece se duce la el în cușcă și... Iarăși ratez. Vă zic de acum, o să ratez de acum. Da, eram sigur că o să ratez. Trebuie să mă lipesc de cea grenatul ăla. Uite cât zombi ies din pământ, ești nebun. Mai ceva ca și ghiocii primăvara. Ce drăguț e să-i pândești și să-i le dai la capățână. Era ultimul? Nu era ultimul. Fie rar. Să mai spun și pe aici, pe pariu. Eram sigur. Bă, dar arma asta e bună, e un shotgun, din câte știu. Din câte cred, de fapt. Și băutura e la Leroy? Nu. Un subiect. Păi mă gândesc să deschid un canal nou, care o să vă spun poveștile mele. Nu prea sunt... Nu o să fie un canal din ăsta în care o să postez zilnic. Poate o dată pe săptămână sau la două zile sau de două ori pe săptămână, ceva de genul. Și vă spun povești din viața mea, gen când m-a prins ploaia și m-am făcut fleașcă și... Na? Și chestii de genul, sau când era să mă bată un țigan. Hai. Și îl pun așa, stai în față. Firar să fie Leroy. Și Leroy totuși nu e afectat de zombie. Norocul lui, noi suntem afectați. Opa, acum realizez câte glonțe mai am. Uite, nu, uite aici. Haide. Uite aici, mai uite în față. Nu, hai aici, uite. O, firar să fie. Uite, și dau băutură. Acum trebuie să ajungă. În sfârșit, am dat-o bine. Ce-a grânat? Oh, trebuie să dau drumul la... Curent, am uitat că trebuie să dau drumul la curent. Firar să fie. Dau reload, încă un glonț. Power-ul, unde e power-ul? Da, continuând cu canalul secundar. Deci, o să zic povești. Gen, nu o să fie cine știe ce povești. O să fie destul de amuzante. Unele sau altele. Doar să fie într-un fel povești din viața mea. Cum era să fiu bătut. Cum era să fiu jefuit de la un țigan. Cum era să fiu înjunghiat. Ce n-ar vrea să aude chestii de genul pe une. Așa. O, doamne, cum ar fi. Pe unde? A, n-am bani. Și ar să fie, credeam că am suficienți bani. Opa, și de unde mai fac rost de bani? Am ratat ultimul glonț și acum vine ultimul zombie pe mine și mă alargă ca idiotul. Ce ar să fie idiota că e un zombie. Și eu cum fac rost de bani? Nu fac rost de bani. Cum fac rost de bani? De ce am impresia că o să fiu bătut? Ok. Deci n-am bani să-mi iau armă. Oh, shit. Firar să fie... Oh, uite, am suficiente puncte că să dau la cutia acum. Ei. Dă-te. Pe ce dau armă? Oh, ce armă bună era acolo, paralyzerul. E cea mai bună armă din jocul ăsta. Pur și simplu, are glonțe infinite și paralizează zombie. Și nu se mai pot mișca, vă gândiți la asta? O, doamne, pe mine. Păi ați predat manualele? Eu nu le-am predat. Nici acum nu am predat manualele. Și încă primesc teme căcălău. Opa, dar sunteți mulți, băi. Nu e așa bună arma asta. Opa. Și de ce cutia are un ursuleț pe el? Pe ea, pardon, pe o cutie. O, am ajuns bine. A, firar să fie. Dă-i repede reload la shotgun-ul ăsta, că shotgun-ul ăsta e mult prea bun. Ok. De ce bun e shotgun-ul ăsta? Opa. Ce era să fiu prins acolo? Cât zombi sunt, măi. Și pe unde sar? Pe unde? Opa. Aia sar pe acolo. Carpenter. Carpenterul, să vă explic, dacă nu sunteți familiarizați cu jocul. Pur și simplu, cum se numește, se repară toate astea. Toate zidurile care s-au rupt.
Ok, mai am gloanțe pe asta. Aș putea să mai deschid ceva. Nu, nu mai deschid nimic. Vreau să dau doar la cutie. Vreau să iau o armă bună. Galil! E o armă foarte bună asta. Ok, și vin din nou foarte mulți zombi. Arma asta deja a început să fie destul de nașpa. Și hai să facem mai mulți zombi după noi. Că așa am murit odată. Că am făcut o tita mai... Coada de zombi după mine. Da, am început să vină ceva. Opa, 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 stai că... Nu-i prea bine. Uitați câți zombi sunt. Și niște zombi au sărit. What? De ce au sărit? Opa, aici trebuie să alerg un pic. O, das. Sunt ceva zombie. Nu, nu vreau să iau cap. Ole, Maxima. Uitați cât de ușor. I-am luat pe toți. Sunt toți? What? Mai sunt zombie. Insta kill și amă. Ăsta era ultimul, este. Deci așa e cel mai ușor să faci puncte aparent. Deschis de aia de acolo. E automatul care mi-ar da încă o chestie. Încă un perk, cum s-ar numi. Cum sar eu de acolo până acolo, știu cum sar. Trebuie să deschid asta. Și după sar ceva de genul. Și iau chestia asta, e 4000, 4000 firar. 4000, așa. Opa, m-am cam blocat. Deci... Ok, hai că... Dă-te, 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 dă-te. A, firar să fie. A, am pierdut banii. Și acum îmi dau revive. Firar să fie, ce prost sunt. Dacă am pierdut armele, mă bat. Nu am bătut. Nu le-am pierdut. Este. Și pe aici o să vină câțiva zombie. Nu vine niciun. Doar asta. M-am mâncat pe mine să mă risc. O, da, sunt ceva zombie. Băi, 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 băi. Și mi-am pierdut și juggernaut-ul. Ok. Gata. Dacă am scăpat de ei. Suntem la runda cât? 8 aproape? 8-8. Suntem încă în viață, nu-mi vie să cred. Asta e ceva. Așa, câte glanțe avem pe arma asta? Pe arma asta avem. Mai dăm la cutie, hai să dăm. Nu-mi place arma asta de nicio culoare. Paralyzer-ul. Și MTR-ul. E ok arma. Dar e chiar bună arma. Nu știam că e așa bună. Nu credeam că e așa bună, de fapt. Mamă, dar alargă ăștia, nu glumă. Ce ușor e cu Galilu pe une. Vedeți? Cum se duc ăștia? În fine. Deja o băgasem și eram fascinat de o armă, firar să fie. Dintr-un șoc. Ușor, 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 ușor. Nu, n-apuc să iau ala. N-apuc. Ok, am deschis o ușă. Și următoarea ușă e aici. Hai că am deschis. Și acum așteptăm să vină. Nu, nu le țin față. Nu le pot ține față. Că sunt ceva. Oh, hai că acum vine ceva. Înainte nu era, era de bea începutul la toată chestia asta. A, dar sunt lenți, rău de tot. Ce repede se duc runzile, nu cred. Rundele, runzile. O rundă, două runzi, o rundă, două runde. Nu știu, nu mă bag. Hai, sunt până la runda 10. Și după închidem episodul. Deoarece n-am timp să le fac pe toate. Mă bucur că am avut timp să filmez. Sper să am timp să și fac duș. Pe une, că nu vreau să put. Să mă miroase bine fetele. Glumesc doar. Pot să sar acolo? Nu, nu pot. Firar. Deja a început să vină. Nu cred. Cât de... Sunt puțin aici. Aici mi este mie frică. Și nu e și niciunul aici. Doar acolo sunt ceva. N-am murit din prima, nu cred. Ce m-am speriat de ăla. Mi-a sărit fix în față.
Double points. Puncte, 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 puncte. Firar să fie, m-am blocat. Aici rămân, aici rămân, aici rămân. Da. Vie să v-a plăcut acest episod de Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Nu uitați să apăsați butonul de like, deoarece mine facem un live. Hai să strângem 30 de like-uri, vă rog eu în tot sufletul meu, că nu prea strângem like-uri la seria aceasta. În fine, deci salutare dragii mei, eu sunt MioPlay și pe curând. Bye.